Tragedie în capitală. Un tânăr de 23 de ani și-a găsit sfârșitul în mâinile unui amic. Mărul discordiei dintre cei doi ar fi fost un conflict mai vechi dintre ei, pe care cei doi așa și nu reușeau să-l rezolve. Crima ar fi fost săvârșită în noaptea de 12 spre 13 octombrie, după ce victima ar fi fost înjunghiată de un prieten. Totul s-a întâmplat într-un apartament din sectorul Buiucani al capitalei. Scandalul dintre ei ar fi izbucnit aproape de miezul nopții. Unul dintre vecini ar fi auzit țipetele celor doi și ar fi alertat poliția. Oamenii legii ajunși la fața locului au găsit victima zăcând într-o baltă de sânge. Tânărul a murit pe loc, așa că medicii de pe ambulanță nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Ulterior a fost stabilit că acesta ar fi fost înjunghiat cu cuțitul de către un bărbat de 56 de ani. În cadrul discuțiilor cu suspectul, polițiștii au aflat că cei doi erau prieteni, iar motivul scandalului ar fi fost o neînțelegere mai veche. Supuși unei expertize medico-legale, s-a stabilit că atât victima cât și bănuitul nu ar fi consumat alcool în acea seară. Ca urmare a celor întâmplate, suspectul a fost reținut pentru următoarele 72 de ore. Dacă vina îi va fi demonstrată, acesta ar putea să-și petreacă următorii 15 ani în spatele gratiilor. Cazul este investigat de poliție.